primar, doamnelor și domnilor consilieri, am puține emoții, ce drept. Vreună sunt preotul Țâmbu Petre, sunt păstorul comunității romano-catolice din Măgura, parohia romano-catolică Bacău-Măgura. Am venit astăzi, știind că este o ședință, pentru a face câteva precizări legate de această parohie și pentru a aduce la cunoștința dumneavoastră care este situația parohiei, pentru că circulă multe zvonuri în ceea ce privește această parohie. Pe de altă parte vreau să mă liniștesc și eu, pentru că am primit multe reproșuri din partea credincioșilor romano-catolici, care toți sunt din Măgura, 98%, reproșuri care, știți, reproșurile dacă sunt îndreptățite, ok, sunt bune, dar când pe nedrept, atunci e bine să se rămânească lucrurile. Și apoi și o solicitare. Depinde dumneavoastră după aceea dacă o să dați curs acestei solicitări. Am aici un decret. Decretul episcopal de înființare a parohiei Bacău-Măgura. Ucideți tot, discut, dar totuși decretăm, ajung acolo, deci pe baza camerelor nu vă interesează. Așa, despărțirea cartierului CFR Bacău de parohia catolică Sfântul Nicolae Bacău și a filialei Măgura de parohia catolică Barați, și constituirea lor ca parohie romano-catolică de sine stătătoare, cu oficiu parochial propriu, începând cu data de 1 septembrie 2013. Numele acestui oficiu parochial este Parohia Romano-Catolică Bacău-Măgura, cu reședința în localitatea Măgura, județul Bacău, decanatul de Bacău. Suprafața acestei parochii o formează întregul teritoriul cartierul CFR, care între timp, fac o paranteză, nu este la Bacău centru, conform hărții anexate, este și o hartă, și localitatea Măgura. A rămas acum întreaga localitate Măgura. 120 de familii cu vreo 300 de suflete catolici. Pentru a noua comunitate bisericească se va folosi Biserica Mănăstirii Surorilor Benedictine, reparatoare ale Sfintei Fese din Măgura, cu hramul Schimbare la Fața lui Iisus. Parohia va avea un paroc propriu, care este numit de noi conform normelor canonice, și va locui temporar în Mănăstirea Surorilor din Măgura, până la construirea centrului parochial din această localitate. Restul nu mă interesează. Sediul parohiei este în continuare pe strada Întrevii, în curtea parohiei, mănăstirii, numărul 202, acum 35, acolo este sediul parohiei și se celebrează Sfânta Liturghie începând de anul acesta, celebrez și acolo. S-a întrerupt la un moment dat celebrarea liturghiilor din cauza pandemiei și erau acolo să nu erau probleme cu bătrânii. Acum celebrez și în capela de peste drum, care cei drept aparține de Barați. Da? Dar eu celebrez și în capela surorilor, că este o capelă semi-publică. Am vrut să fac precizările acestea pentru că circulă zvonurile că nu. Eu am sediul în Măgura și celebrez Sfânta Liturghie și în capela surorilor, care este capela semipublică, deci aparține și parohiei, și am și sediul acolo, în casa aceea veche pe dreapta, și celebrez și vis-a-vis acum, pentru credincioșii care vin în partea cealaltă. Părinte, dacă îmi permite să vă întrerup, eu am vorbit cu părintele ei. Așa i-am spus, nu am pe vă rog. I-am spus, după discuțiile de ieri, zic, părinte, eu am venit cu doleanțele dumneavoastră în fața colegilor la ședințele de comisii și s-a ridicat problema că parohia se află în altă comună. Și de asta, părintele paroh a venit, zic, dacă aveți document în care să rezulte că parohia este în Măgura, să veniți să-l prezentați colegilor și colegii hotărâți. Vă rog. Așa. Acestea este precizările. Am terminat precizările. Am terminat. Doar două lucruri foarte scurt. Dacă ne-a zis cuvântul, dacă nu, atunci. Noi nu avem o problemă cu alocarea de fonduri către biserică. Este știut, am alocat în fiecare an sume și chiar considerabile. Mai mult, anul acesta am alocat o sumă mult mai mare pentru construirea unei biserici în satul Crihan. Dar mă repet, pentru construirea unei biserici. Sume am alocat pentru renovarea bisericilor, pentru case, construire de case praznicale, ceva de genul. Nu am alocat niciodată pentru case parohială. Asta am avut discuții la mine, birou cu părintele. Ca noi în... Lăsați-mă urmă. Dacă vorbim de locația pe care am mai dezbătut noi ceva pe tema asta anterior, chiar cât cu anii în urmă. Pe mâna dreaptă, cum se urcă spre Caro, este o capelă care aparține de dumneavoastră, de cultul catolic, dar care este situată pe comuna Mărgineni. Ceea ce m-a realitat și în birou, domnule, noi nu putem investi bani publici ai comunii, ai bugetului comunei Măgura, pe alt teritoriu administrativ al altei localități. Nu avem cum, nu există așa ceva. Deci acum este în calcul. Dacă se dorește să investim în capela care se află la curtea azilului de bătrâni, dacă vorbim de capelă, dumneavoastră mi-ați povestit undeva de casa parohială, undeva și mi-ați birou sau unde locuiți. Asta e altceva. Nu am dat bani pentru case parohiale și nu suntem interesați, cred că sunt în asentimentul de să dăm bani pentru case parohiale. Nu interesează așa ceva. Pentru că nu avem cum. Adică ne interesează o biserica pentru că deservește întreaga comunitate. Casa parohială este a dumneavoastră, cred că comunitatea cu resurții proprii sau cât de mari sau cât de mici ori avea, pot întreține o casă parohială, că nu e chiar atât de costisitor. Și nici dumneavoastră nu păreți să fie un om extraordinar de risipitor sau de cheltuitor. Sunteți un om chivenisit, așa cum vă știm. Și nu cred că lucrul ăsta ar trebui să necesite investiții din partea noastră pentru casa parohială. Dacă se dorește pentru capela din curtea azilului, dar pentru capelă. Păi să-l ascultăm, poate. Pentru capelă, domnul vice, vă rog frumos. Acum vorbesc eu, v-am ascultat. Haideți, dar nu se mai președinte. Avem președinte. Haideți, e o ședință importantă. Dar domnul vice, vă rog frumos, suntem la ședință, nu suntem la bârci. Am înțeles, dar l-ați întrerupt. Bun, l-am întrerupt, foarte bine. Nu e bine. Bă, că dumneavoastră v-ați întrerupt pe mine. Nu e bine. Deci dacă doriți pentru capela din curtea mănăstirii, din curtea azilului de bătrâni, deci și acolo, nu vă supărați. Azilul de bătrâni, cred că are 60-70 locuri, nu știu cât are acolo. Capela este a căminului de bătrâni, capela este publică, nu este publică. Adică sunt lucruri pe care noi trebuie să le știm, să le cunoaștem. Ați fost atent la acea cititură? Vă rog, da. Nu mai dați citire odată, spuneți-ne cu cuvintele dumneavoastră, că doar pricepem cu toții, nu e problemă. Am spus adinaură. Am precizat, am făcut precizările. Este o diferență între Biserica Romano-Catolică și cea ortodoxă în ceea ce privește lăcașele de cult. De acord cu dumneavoastră. O capelă poate să fie în cadrul unei clădiri în care să fie și sediul parohiei. În acea curte a mănăstirii este o capelă semipublică unde vin și bătrânii, unde vin și credincioși. S-a separat că a fost pandemia. Da. În aceeași curte este clădirea veche, unde au fost surorile, care au avut în cadrul clădirii capelă. Este de două ori mai mare decât asta. E aproape cât aia de pe partea. Vorbiți de casa lui Titi Pascariu. Cum vreți să spuneți? Eu nu știu ce Titi. În mâna dreaptă, da. Acolo este o capelă. Nu, e o capelă acolo, veniți și vedeți, acolo e capelă, unde se celebrează. Și este și capela cea mare care s-a construit odată cu clădirea nouă. Dacă intrăm și să căutăm tot felul de... atunci, sigur o să găsim. Dar eu asta vreau să mă explic acum, să precizez. Și am făcut gata între mea precizările. Acum, mie nu-mi convine ca să vină credincioșii de fiecare dată să-mi reproșeze că nu faci nimic. Uite, ăia primesc 400.000, ăia 10.000, ăia 20.000. Am venit, am cerut de multe ori și verbal, am cerut și înscris, uitați-vă, nu s-a răspuns, nici măcar nu s-a răspuns la toate acestea. Scuzați-mă că am modul acesta de a da. Nu este corect. Și am avut și promisiuni, anul trecut, exact anul trecut. Nu intru acum, nu spun. Dar e problemă. Deci mi-ați promis, era și domnul primar și domnul viceprimar. Atunci nu s-a pus problema că este, că e așa, că e capelă. Mi s-a promis și mie 20.000 ca să folosesc. Acum avem nevoie de repara și de pus încălzirea în capela mare din curtea mănăstirii. Și de reparat pentru că este curent acolo. Eu celebrez și acolo, celebrez părinte, și în partea cealaltă. Mai am 2 minute. Până se finalizează centrul parohial pe partea cealaltă, nu o să mă deranjez cu absolut nimic. Eu deocamdată am sediul Și toată parohia, toți credincioșii, Măgura. Acolo este doar de avarii pe partea cealaltă. Și se lucrează acolo. După ce primesc de la episcopie, da? Că e separată definitiv, nu o să mai vin. Și am venit pentru că mi se reproșează din partea credincioșilor, mă, ăia primesc în fiecare an, tu nu mergi, nu prea e convenabil. Și am venit cu această idee. Am venit. Și închei, dacă aveți în considerare și puteți, solicit, dacă se poate, o sumă transmisă. Nu pentru că aici nu este vorba de... Că aveți dumneavoastră partipuri politice, ok, asta trebuie dumneavoastră. Am nevoie de 50.000. Eu chiar nu am partituri pe politici sau pe știți dumneavoastră. Să știți sumele pe care v-am ascultat, părinte, sumele pe care le alocăm la biserici, nu le alocăm pe criterii politice după nevoie. Foarte bine. Dacă am alocat la biserici din comună, am alocat pentru renovări. Dacă dumneavoastră probabil nu ați avut renovat capela, mă repet din nou, capela care se află frontal de la poartă, care merge, nu pe mâna dreaptă, ce spuneți dumneavoastră, casa veche, la Titi Pascariu, casa, eu știu, sediul dumneavoastră. Pentru încălzirea capelei. Sediul sau ați. Pentru încălzirea, pentru capela din față. Capela din față, da. Pentru capela din față, da? Da. Așa. Faci o solicitare scrisă. Spuneți cam ce sumă doriți dumneavoastră și o să alocăm cât putem noi. Nu, dar eu am solicitat acum. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți așa. Pentru că anul trecut și în 2022 trebuie să fim corecți, să spunem lucruri prin nume. Exact cum am discutat. Mi-a solicitat sume pentru capela pe mâna dreaptă care se află pe administrativ Comuna Mărgineni, părinte. Nu, aceea, acolo, de acolo am luat de la culte. Știți foarte bine. Dar nu ne interesează dumneavoastră. Nu, dar interesează Onesti. Eu când solicit ceva, nu fac ilegalități. Da. Eu am solicitat pentru capela care este în curtea mănăstirii, nu aceea mare din față, capela care veniți și vedeți, capela care este în curtea mănăstirii, în acea clădire pe care spuneți doi că a fost capela. Haideți să o luăm altfel atunci. Pe noi ne interesează să investim în capela care spune noastră, cea care este frecventată de ureași și de bătrâni de acolo. Aia ne interesează. Adică o capelă care este publică, în care vine publică este publică, toate trei capelele sunt publice. Dar dacă dumneavoastră doriți să alocați acolo la capela aceea mare, unde sunt și bătrânii... Capela publică, acolo știm că vin și enoreașii din localitate, vin și bătrânii de la zilul de bătrâni. La fel de publică este și cealaltă. Dom'le, dar puteți avea 4-5 capele publice, 10 sau câte ori fi, nu interesează, adică nu putem investi în toate. Ne interesează. Probabil dacă dumneavoastră... Eu nu cred că enoreașii dumneavoastră, aici de față, au decis să vă judece pentru că nu ați venit anual să cereți bani. Probabil. Și din câte știu, capela despre care vorbim este într-o stare foarte bună. E construită recent odată cu azilul de bătrâni. Probabil de asta nici nu ați venit prea des la noi. Ați venit să ne solicitați într-adevăr. Pentru capela de pe mâna dreaptă. Dar v-am spus în fiecare an, părinte, pe Mărgineni, nu avem cum să investim noi acolo. Pentru aceea am solicitat, știți de unde am solicitat? Foarte bine, foarte bine și au fost bineveniți să fim sănătoși. Dar am aici actul care l-am trimis pe... Pe 4 a fost, nu, numărul 2, pe 4 am tăia 2021, unde am solicitat, nu? Da. N-am primat nici măcar răspuns. Vedeți că ați sublinează acolo că ai discutat împreună cu dumneavoastră. Nu am discutat. Este din raza Comunii Mărgineni. Nu, nu, nu. Atunci doar atât s-a discutat și ați promis că o să luați în vedere și o să găsiți fondul ca să mă ajute. Cu 20.000, nu era o sumă enormă. Mărgineni nu putem investi. Nu pe Mărgineni, domnul primar. Să separăm o dată. Dar de ce? Păi separate deja, pe Mărgineni nu mai. Nu ne amestecați, nu vă supărați. Nu ne amestecați. Puneți pe toate trei pe noi ne interesează. Și suntem interesați. Și catolicii din comună sunt tot oameni de-a noștri. Eu am crescut cu ei, să știți. Am foarte mulți prieteni de acolo. Dar asta nu înseamnă că putem face ilegalități sau ducem banii pe o altă localitate. Adică una e prietenia, una e tovărășia, una e că ne respectăm. A doua, din punct de vedere legal, la tema locală. Are. Dacă se dorește la capela, la care este frecventată, de Morea și noștri din comună. Da, nu e nicio problemă. Dar nu am parte, doar cred că suntem nici mai mult. Bun, haideți, domnule. Sincer, am început discuția în care ați spus dumneavoastră că au ieșit foarte multe discuții. Eu aș vrea să vă spun că nu au fost discuții. Dacă dumneavoastră vi s-a transmis că au fost discuții, să știți că este greșit. Noi am purtat o discuție ieri, cred că pentru prima dată. Ieri, prima dată. Noi am întâlnit în Consiliul Local, am discutat bugetul, ca astăzi să-l putem vota fără prea multe probleme. Noi când ne-am întâlnit ieri, ni s-au adus la cunoștință din problemele pe care dumneavoastră le aveți. Iar colegii Consiliului Local au fost o întâlnire neoficială, nu cum e astăzi. Noi am zis cu toții, domnule, haideți să ne asigurăm că investiția se desfășoară pe raza UAT Măgura, și nu s-a pus niciodată problema să nu, cum a zis și domnul primar, să nu dăm o mână de ajutor și să nu fim de acord. Dar credeți-mă din tot sufletul că ați fost, cred că puțin greșit influențat. Dar nu la discuțiile astea. Pentru că noi, lăsați-mă să te ce am spus, după aia fiecare spune ce are de spus. Noi nu suntem împotrivă niciodată să dăm o mână de ajutor, pentru că trăim cu toți, ortodoși, catolici și toate astea. Eu zic că cu siguranță găsim o soluție pentru dumneavoastră. Hai să, faceți cum v-a spus domnul primar. Faceți din nou o adresă în scris. Ne spuneți clar pentru care capelă vreți să faceți și aveți nevoie acele cheltuieli. Noi, în perioada următoare, putem să mai rectificăm ceva bănuți și să vă prindem niște bănuți în măsura posibilităților. Vă mulțumesc. Vreau să fac precizare. Nu m-am referit, nu m-am referit la discuțiile pe care ați văzut noastră ieri. Discuții din parohia mea. Da, dar la noi n-au fost discuții. Haideți că nu deci doleanța dumneavoastră a ajuns la noi, iar am avut ședințe pe comisii. Iar noi trebuia să discutăm. Doar nu vă închipuiți că ați venit să spuneți o noutate azi. Nu. Exact ce vă spun acum, asta am discutat și ieri. Căutați oameni ăștia martori. Eu mă refeream la discuții în parohie. Am înțeles același lucru. Eu am înțeles. Da. E bine că părintele o clarifica lucrul ăsta că au fost discuții în parohii. Nu vreau să creadă că au fost discuții. Nu știu, și asta vreau să fac. Discuții au fost, dar în sensul rezolvării situației. Eu în parohii. Cu părintele nu au fost discuții, că am zis că au fost foarte multe discuții. A avut discuții cu primuriașul. Am înțeles acum, dar nu era din s-o clarific. Deci să rămân cu ideea că cineva o zis în chestii. Nu solicită bani, ca să înțelegeți. Adică eu am fost acolo și am văzut. El mi-a reproșat mie că am fost, deci ca să înțelegem cum a fost așa, că am venit cu dumneavoastră, l-am întâlnit și au zis că am fost în prezența mea și a domnului primar și nu l-am rezolvat. Și am venit și am spus, am făcut eu atunci, am zis cât aveți nevoie, eu am crezut că s-a rezolvat, sincer. Pentru că știu că ați făcut niște construcții, zic înseamnă că ați rezolvat. Aia altceva. Acum, părintele discută despre parohia sau despre biserică care este în Comuna Măgura, care are serviciu în Comuna Măgura. Iar acum, dacă tot a venit părintele, hai să prindem, nu știu, 10.000, 5.000, ca să avem un capitol, ca să putem să facem rectificare. Deci pentru parohie. Mai dorește cineva să intervină? Părintele are să facă o solicitare cu exact, am discutat la mine în birou, exact cum se derulează toate finanțările astea cu biserici. Să dau bani doar pentru materiale, manopera fiind plătită din banii dumneavoastră sau din alte surse, pentru că astea nu se decontează și Curtea de Conturi ne dă jos de fiecare dată. Mă întorc înapoi un pic să vă reamintesc la cei 20.000, că parcă nu stă mie bine pe inimă, așa că văd că ne tot împărtim în jurul cozii pe românești. Am stabilit clar, anul trecut, cu 20.000 aia care trebuia să-i dăm, nu vei putea da pe construcția pe mâna dreaptă. Deci, eu știu că vorbesc românești. Deci, cei pe mărgineni, nu discutăm. Considerați dumneavoastră, nu ne interesează. În viața mea n-am făcut niciodată idee. Dumneavoastră, când faceți solicitarea, să o faceți exact pe un obiectiv și ne spuneți, domnule, vreau să fac tempuială, zidării sau ce vreau să fac la capela cu tare. Nu la general, nu la capelele din curte, poate 3, poate 4. Exact ce vreți să faceți. Adică sunt niște lucruri care trebuie specificate clar. Pentru că mai apoi dumneavoastră să veniți cu nota justificativă, exact cum ați căltuit banii cu toate astea. Adică, dacă eu pentru secretariatul de culte n-am făcut justificare și dacă ăștia nu cer tot felul de lucruri, atunci nu știu unde ar mai putea. Eu nu vreau să fac ilegalități, dar mie mă doare faptul. Dar să știți că să faci ilegalități, nu trebuie să-l faci. Bun, ok, eu nu vreau să dorm noaptea liniștit. Exact, asta avem și noi. Exact. Și am venit ca să lămurim niște lucruri. Și să știți că credincioșii care aparțin de parohia Bacău-Măgura, da, toți fac parte din Comuna Măgura. Foarte bine. 120 de familii, 340 de familii. Am înțeles. Dacă, și vă spun, și cu asta închei, și cu asta închei. Dacă așa s-ar fi făcut prin anii 20, 2020, 2000, pardon, chiar din 2000, și cu credincioșii ortodoxi de prin Italia sau prin Nord, când au solicitat biserici ajutoare pentru ca să fie, pentru ca să celebreze în mod corect și frumos servicii religioase, nu știu unde am fi ajuns. Dacă astfel s-ar fi procedat. Eu nu cred că faci o comparație corectă. Ba, este foarte corectă, pentru că eu vin din zona aceea și știu cum s-a. Când au avut nevoie, atunci am sprijinit că facem pentru sufletul omului. Dacă ne cramponăm de tot felul de chitibușuri din acestea, atunci nu știu unde până la urmă. Să știți că chitibușurile astea sunt legalitatea banilor. Corect? Legalitatea, ok. Dar când... Nu noi facem legea. Nu putem arunca bani ca să facem legea asta. Trebuie doar să o respectăm. Altceva, când faci o solicitare pe data de 4/1/2021 și nu primești niciun răspuns la această solicitare, atunci nu știu ce e. Părinte, mă scuzați, către Consiliul Local. O să ajungă la noi, o să discutați și aveți ce putinea când vreți să ajungă. Către Consiliul. Nu, eu am adresați dumneavoastră, le spune așa, pentru că apel la cutare, nu știu cum o numiți dumneavoastră, cu denumirea ei, pentru următoare lucrări, la următoare lucrări. Nu faci reparații. Eu vreau acum să ascult, vreau să ascult glasul Consiliului. Nu mă interesează nici domnul primar, nici domnul viceprimar. Dacă institutul legii, deci, vă ajutăm, dar să fie totul clar. Fără ilegalități, fără nimic, pentru Măgura, care este pe Măgura. Da, rugămintea este să treceți în această cerere, exact, să putem localiza din vedere legal. Am precizat. Obiectivul adresa de cine aparține. Să o luați înapoi și să o mai studiați și precizați exact cum am lucrat o politic. Pentru că, sincer, nu vrea nimic împotriva. Capela cu hramul, capela cu hramul, domnule. Și exact localizarea unde este. Scrie aici, ce scrie aici? Decretul episcopal. Aici am citit din decretul episcopal. Dacă episcopul nu pot să facă altceva. Zice aici, numele acestui oficiu este Parohia Romano-Catolică Bacău-Măgura, cu reședința în localitatea Măgura, județul Bacău, decanatul Bacău. Da, părinte, da. Și Măgura... Părinte, solicitarea dumneavoastră, primiți exact sau cu felul lucrării... Nu trebuie așa trecut, părinte. Exact, corect, vă spun eu că nu se ocul niciunul din colegii mei, nu se ocul niciunul. Dar citiți la adresa lui, deci poate domnul părinte nu este... Haideți să depunem o nouă adresă, haideți să revenim la noastră, că acum... Corect, da, haideți să... Eu nu vă interesează punctul de vedere a primarului și a viceprimarului, dar eu tot insist în calitate de primar să faceți adresa așa. Exact locația, categoria de lucrări și sumă. Așa cum faci ceilalți preoți din localitate, da? Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc. Și să luați în calcul, materialele. Materialele, fără manoperă, da? La decontare. Atât. Nu e prea complicat. Mulțumesc. Îmi pare rău că am făcut, am simțit nevoie. Dar nu e rău. Dar nu știu de ce v-ați enervat. Am văzut să sunteți nervos la un moment dat. Nu, pentru că nu m-ați lăsat să explic despre ce este vorba. Dar ați citit, eu v-am dat, este simplu. Noi sunteți mai colegi. Nu. În 3 ani de zile, dacă n-am primit un răspuns la acea cerere, indiferent cum era, atunci am pe bună dreptate să nu am. Eu zic că noi am discutat ca... Nu, n-am discutat. Am și pe dânsul acum, când sunteți... Adică, părinte, dacă e pe mâna dreaptă, nu se poate, e pe mărgineni, dar eu țin... Aia nu era pentru mâna dreaptă. Da, haideți să dăm domnul ședința. Domnul la ședință, da, înainte de a citi proiectul de ordine de zi, suntem prezenți... 12 fizic, un vot lăsat de domnul Mihai și 2 consilieri prezenți prin WhatsApp web, domnul Chitic și domnul Dăscălescu, începând cumva altfel decât ar fi trebuit. Am primit rapoartele de avizare pentru toate proiectele de hotărâre. Aceste proiecte sunt însoțite, așa cum ați spus și dumneavoastră, materialele de referatul de aprobare al primarului și raportul compartimentului de specialitate. Prin urmare, proiectul de ordine de zi poate fi supus votării după ce o să-l citim. Vă rog, domnule președinte. Bună ziua! Am fost convocat astăzi o ședință extraordinară către domnul primar cu următoarea ordinanță. Proiect de hotărâre numărul 9 privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2024, inițiatorul domnului primar. Proiect de hotărâre numărul 11 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului local al Unității Administrative Teritoriale, Comuna Măgura, pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29 februarie 2024. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 12 privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2024 la patrimoniul Asociației GAL Plaierile Bistriței. Proiect de hotărâre numărul 13 privind aprobarea proiectului Management Centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în area de delegare a operatorului SC Soma SRL, inițiator domnul primar. Cine este pentru? Proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Pentru. Deci cu 15 voturi pentru. Proiectul de ordine de zi a fost adoptat. Trecem la primul punct. Primul punct privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2024. O avem invitată și pe doamna contabilă. Ne dați și un exemplar? N-am reușit până așa tare. Proiectul de buget. Haideți dați un pic mie. Eu să iau. O prezentare scurtă și dacă ați spus. Noi eram avut ședința comisiei, ne-am pus de acord vis-a-vis de proiectul de buget. Cred că nu mai pot fi discuții alte astăzi. Având în vedere că l-am disecat exact bucată cu bucată, capitol cu capitol, da? Am primit de la Consiliul Județean astăzi sumele alocate, e vorba de 386.000 și 213. Deci în jur de 500 și ceva, da, 595.000, da. Îți bani bine veniți, după atâția ani, și un alocat la Consiliul Județean, nimic. Nu ne putem plânge că nu am primit anul ăsta și pentru drumul și pentru eliberarea bugetului. Vis-a-vis de ceea ce am creionat noi împreună cu dumneavoastră și cu doamna Băiceanu, care aș notat exact. Corect. Asta a trebuit la doamna contabilă. Cred că așa ar trebui. Și s-au tot ce a notat doamna Băiceanu, așa s-au pus, da, și ne-am pus de acord vis-a-vis de alocările mari, da? Acum, domnul vice, n-aș vede cu tot, nu vorbesc eu acum, vă rog. Vis-a-vis și de discuții pe care le-am avut anterior, pentru că se dea o bucătăria noastră. Eu zic că chiar nu se face așa. Să vină preoți aici în Consiliul Local care să rupe efectiv cămașa de pe ei, că noi chiar nu vrem să ne alocăm. 2020, 2021, 2022. Am avut aceeași discuție cu părintele, nu am reținut numele. Țâmbu, exact pe solicitările pe care le făcea dumneavoastră pentru renovarea unei capele care se află pe teritoriul Comunei Mărgineni. Nu vreau să fiu răutăcios, dar eu cred că vorbim românești. Chiar nu se poate face la voia întâmplării fiecare cum își dorește. Ne dorim să fim aproape de biserici, de înoriaș. Dar nu putem să facem ilegalități, frate. Îți dăm bani la Comuna Mărgineni. Despre ce vorbim? Acum... Domnul Vicente. Stați un pic. Vă rog să nu monopolizați discuția. Dar vă rog că dați discuția. Dar să știți să-mi dăm așa ce vrei să faci. Nu, pentru că... Dar nu mă dare nevădă cu mântul domnului. Dar nu se poate. Domnul Vicente, vă rog să facem altfel. Atunci vreau să vreți să facem să nu vă lăteze în procesul de bani. Dați așa o secundă. Haideți să vă dau cuvântul și facem să avem o ordine. Nu știu dacă vă să cu toți la cuvânt. Da, da, și le ridicăm. Exact. Inclusiv domnul primar. Domnul primar e domnul primar. Nu există. Nu există termen de prezentat. Haideți să facem. Nu facem teatru și scandalai. Nu facem teatru, dar toți avem aceleași drepturi. Corect. Și la dreptul să vorbești, mă ca să mă ascult. Și invers. Da, și corect. Bun, atunci stați și ascultați. Da? De aici nu se face. Adică lămurim din 3 ani de zile același lucru. Astăzi am avut o discuție, lucrurile astea trebuie să mulțumim birou cu dumneavoastră, care pot încerca să ne explice că dumneavoastră trebuie să pună încălzire în casa parohială sau în sediu, vă rog, Mănăstirii. Nu la mănăstirii, deci în localul unde are dumneavoastră sediu și unde locuiește. Aveți explicați-o, domne. Noi investim în lăcați de cult. Acolo unde mergem în rea și sunt în chină. Dumneata te duci și ții slujba în fiecare duminică, în fiecare dimineață, acolo putem investi. Vreau am discutat de 5 ori, același lucru am discutat și aici. Nu se poate. Eu zic că suntem oameni și nu înțelegem. Eu cred că fiecare dintre ei, așa cum am făcut și cu preoții ortodoxi, trebuie să înțeleagă că nu putem face lucruri la voia întâmplării. Doar de dragul enoriașilor. Și eu iubesc, la fel ca și dumneavoastră, dar exact cu spre doamna Băiceanu. Parcă vreau să stau liniștit acasă. Sau mă acasă, mă, îți dau cu subțeluat sau scot bani în buzunar, să-mi văd câte ceva, ca să dau bani înapoi, pentru că la un moment dat m-am gândit eu că ar fi bine totuși să fiu alături de ei. Suntem alături de ei. Dar în mod legal. Legal, corect. Dar în mod legal, nu? Domnul primar, ați terminat? Da. Da, mulțumesc. Deci vă rog că aș vrea să fac o scurtă istorie ca să înțelegeți. Eu nu sunt avocatul domnului Țâmbu sau alții, da? Domnul Țâmbu m-am întâlnit cu el, m-a reproșat că a venit la noi, la domnul primar și erau eu de față și că n-am făcut nimic și am ajutat alte parohii. I-am zis, părinte, ați făcut solicitare? Da, am făcut din 2020, în 2021 și n-ați făcut nimic. Nici măcar răspuns nu am primit. Zic, bun, și acum câți bani aveți nevoie de... O zic, 50.000 ca să facă încălzirea la... acolo. Zic, dar e Barați acolo. Zice, nu, la Mărgineni, uitați-vă. Zic, după ce am discutat noi, am venit, v-am spus, v-am trimis mesaj pe WhatsApp în grupul nostru și v-am spus care este doleanța și dorințele dumnealui. După aia, după ședință, i-am zis, părinte, deci s-a discutat despre problema asta, dacă dumneavoastră, domnul primar a spus că este în Barați și acolo e Mărgineni și are toată dreptate, da? Nu, domnule, eu am în Măgura, să zic, vă rog frumos să veniți cu un act, să demonstrați că vreți pentru biserica din Măgura. Ceea ce s-a și întâmplat, asta o... Deci nu am nicio... Bun. Haideți să... Exact. Haideți să dăm cuvântul doamnei contabiliste. O mini-prezentare a bugetului și după care... Doamna, mai ales a modificărilor pe care noi le-am introdus ieri și sumelor venite. Da. Deci ați luat la cunoștință despre proiectul de buget în formă inițială, da? Acum, în lumina celor sumelor alocate de Consiliul Județean, veniturile totale s-au mărit cu 595.000 de lei, ajungând la un total de 21.189.000 de lei. Iar pe partea de cheltuieli avem modificări și la lista de investiții și la secțiunea de funcționare, în sensul că au intervenit următoare modificări. S-a solicitat adăugarea 30.000 de lei la achiziționare mobilier funcțional și alte active corporale la Centrul Cultural Dumitru Tătaru, 30.000. Adică, numai un pic, da, vă rog. Noi am discutat ieri de 15.000, s-au făcut niște calcule, în plus s-a adăugat ecranul și proiectorul pentru cinematograful de vară, da? Da. Și cu calculele și estimările care le-am făcut, tu a ajuns la 28.000, a fost 30.000. Deci total 45. Nu, total. Deci, inițial la obiectivul de investiții achiziționare mobilier funcțional erau 30.000 propuși, acum s-a ridicat la 60.000, da? Bun. Acum, la obiectivul de investiții, achiziție, bazin și dotare cu stație, ridicare, presiune, sistem public, apă și canal, zona și pode, s-a mai adăugat o lucrări de consolidare, cameră tehnică, și s-au propus alocarea a 100.000 în plus. Față de 150.000, încă 100.000, în total va fi 250.000 la acest obiectiv de investiții. Da? Așa. La lucrări de investiții cuprinse în lista minimă de lucrări impuse de CRAB, s-a propus efectuarea a unei lucrări de deviere, conducte alimentare, rezervor, parcul Cupin, pentru care s-au alocat 110.000 de lei propuși. În plus, față de 50.000, încă 110.000 s-au ridicat la 160.000. Da. La punctul 23. din lista de investiții. La extindere rețea energie electrică zona Rediului s-a propus și extinderea în zona Salina și Baghiu și plus înlocuirea rețea electrică strada Dascălului. Da? Și depozitul unde este? Asta e altă. Asta, vorbim de curent electric. Da, de curent electric, da. Haideți să nu ne încurcăm. Vorbim de extindere rețea de energie electrică strada Rediului, strada Drumul Bisericii și strada Depozitului. Unde a zis că la proiect... Nu, că sunt diferite. Păi nu, avem unul unde este extindere de energie și una extindere de rețea de iluminat. Două avem cu extindere de rețea de energie, da? Bun. Și unde a zis că punem 50.000 de lei, că sunt suficienți. În afară de zona Rediului s-a propus și zona Salina și zona Baghiu. Am zis. Și, nu? Da, așa am. Mergem de la Salină la Salină și urcăm... Prin considerentul, am hotărât, trebuie prin considerentul că vom depune toate documentațiile la Delgaz Grid, la EUR, da? Corect. Așa, și vom primi cu siguranță cofinanțare și din partea dumneavoastră. Ei cum 50%. E pun 51 și poate o pune 49. Aici am pus doar sumii pentru documentații deocamdată și vedem ce presupune... Și pentru depozitului? Iată obiectivele. Aici, în schimb, mai adaugă înlocuire rețea energie electrică strada Dascălului. Nu știu, asta nu... La Dascălului este conductă de apă, doamnă Sorina. Nu e energie. S-au înfundat cu pietri. S-au înfundat cu pietri și necesită... Schimbare schimbată la 90 de milimetri. Da. De la 5 ani de jos până la... Deci aia era pe rețeaua de apă. Pe rețeaua de apă, dar unde la care obiectiv s-o pun? Mai sus. Unde e salariul? Bun, și atunci ăștia 50.000 rămâne pentru zona Rediului, Salinea și Bagiu. Corect, corect. Și mai crezi încă un obiectiv de investiții? Nu mai creăm încă un obiectiv de investiții, cred că ăsta ar trebui dus la lista CRAB. La lista de investiții, la punctul 18, la lista de investiții cuprinse în lista de CRAB. Deci va fi așa, 50.000 cât era inițial, plus 110.000 pentru deviere conducte rezervor, plus încă... 30.000 am zis aici, locuire rețea... Asta nu a fost luat în calcul. Nu a fost luat în calcul, da. Haideți că trebuie să vedem. Am greșit eu, i-am pus la energie. Deci 190 va fi la lista de investiții CRAB. În plus față de... Așa. Bun. În schimb, la amenajare... Parcare dispensar urmărat, din 150.000 am luat 30.000 și am dus la, pentru centru cultural, respectiv cinematograf, mai echipe și acoperitaj, da. Așa. Mai avem, da. Aia 30.000 care nu sunt prinși, puteți să-i luați tot de acolo. De unde de acolo? De la 100 și ce la parcare. S-au dus deja. La fiți atent, domnul. Deci mai iau 30? Nu, e bine, e bine. Am înțeles. În schimb, au apărut două noi obiective de investiții, respectiv realizarea rețelei lunar public, strada depozitului, sat Crihan, 100.000. Sat Crihan, dar e strada depozitului, n-am zis sat. Nu, strada depozitului. De-a urmat. Nu, e sat Măgura. Metavac și nu mi-am puteți să-i puse 100.000 de lei acolo. De-a urmat. 100.000 am pus. Nu, strada depozitului e luna publică. E lumina publică. Da, e mult. Nu, dar poate trebuie și extenderea acolo. Deci idealul mare, 100.000 mult. Îl punem la fel, la Delgaz Grid pentru cofinanțare, nu? Păi nu, pentru că aici e iluminat. Aici e iluminat, nu-ți dă Delgazul bani. Nu dă Delgazul bani. Stați un pic, nu confundăm cumva cu extinderea de gaze, direcția de gaze. Nu. Sigur? Deci pentru depozitul nu e iluminat public. Nu este. Trebuie și strada este mare, are... Nu contează. Odată să faci ISF, să faci ridicări topo, vizatul CPE, apoi faci proiect tehnic și apoi faci execuția. Înțeles. Cred că e 100.000... Nu să știi, trebuie văzut. Da, trebuie să lăsăm 100. De capul de rețea. Dacă nu se încadrează la cofinanțare, lăsăm 100. Deci 100.000. Și încă un obiectiv de investiții, împrejmuire teren de fotbal și protecție porți fotbal în sat Trihan. Aici trebuia să mai punem... Aici trebuia să mai punem niște bani. Nu cred că ne cadrăm în 50.000. Păi asta zic, am discutat acum la ședință, că dacă tot putem bani din ACG, să mergem măcar pe 100.000 de lei. Asta e un punct de plecare. S-ar putea nici 100 să ajungă? Da. La tot, să plecăm la drum. Bun. În afară de asta, lăsați-mă un pic, ați clarificat. În afară de asta, doamna Niculina, mai era programul RABLA. Asta la funcționarilor. Stai să, legat de terenul de fotbal, n-ar fi rău, pentru că avem apă acolo, pentru că copiii joacă, nu știu, ori să luăm niște palete ecologice, ori să facem niște palete. Eu aș zice să mergem pe realizarea unor toalete de construcții, două construcții de beton, cu apă curentă, tot care le vom utiliza și pentru piețișoare, că nu putem obține toate construcția pe care este foarte nevoioasă să stea făcut. Părerea mea, dacă vreau să luăm, sunt containere pregătite special. Sau un container. Dar e ușor de autorizare. Are și bazin vitajabil la el, pentru că acolo nu avem canalizare. Apă cu siguranță vrea. Putem lua în calcul, dar deocamdată ne prima. Cea mai importantă este hai să prăjmești terenul. Au distrus cu mașina, că zăpadă, l-au distrus și se pune containerul în interiorul prăjmești. Se poate lua în calcul un container și ca bestiar în primul an. Pe viitor, pe viitor. De acolo, sperăm să facem un bază sportivă. Exact. Sperăm să facem un bază sportivă. Exact. O bază sportivă implică cheltuieli destul de mari. Adică să o faci destul de mari profesionist, așa profesional, gândit nu știu dacă. Da. Deci, în total, față de lista inițială de investiții, s-a majorat valoarea investițiilor cu 490.000. Da? Aici, tot ce ați... Acum, în funcționare, au fost propuneri față de proiectul inițial a următoarele. 5.000 de lei s-a propus pentru achiziții de materiale necesare activităților extrașcolare ale copiilor în săptămâna altfel, să se desfășoare la Centrul Cultural cu diverse materiale. Nu, am zis că bun 5.000 gardul de la Bărbătoare, ca să știm cu toții exact ce se întâmplă. Pentru o săptămână altfel, la locul de joacă de la Crigan, cu copilașii frumos, cu pensula să-l vopsească în culori diferite, așa cum am văzut la alte locuri de joc. Doamna consilier Chelaru era să ocupe, știa acolo despre ce e vorba, și cu vopseaua și cu asta, și care e mobilizată la acțiunea asta. Și eu mă ocup. Și cu doamna Băiceanu, bineînțeles, dar la organizare. Veniți cu doamna Vasiloiu, copiii de la școală, cu ce ține de săptămâna altfel. Atunci, asta o să vedem la momentul respectiv. Așa, mai erau următoarele. La bunuri și servicii, la alimentare cu apă, s-a propus efectuarea de lucrări de reparații și înlocuire conducte aferente străzilor violetelor și ploaiului, da, cu alocare de 30.000. Am discutat cu Leliana astăzi. Așa. Ce s-o spart și astăzi dimineață violetul, eram la doamna contabilă și a venit Leliana și a zis că aia se sparge ca o sită, mereu, violetelor și plaiului, conducta. Și trebuie înlocuit. Una costa estimat, în jur de 12.000 și una era în jur de 16.000. Și am pus 3.000. Da, e foarte bine. O să trebuiască să montăm și niște regulatoare de presiune. Exact, cu vană, cu regulatoare. Pentru că ăsta e rezultatul presiunii prea mari, nu la construire de zonă. Toată asta o estimată venea în jur de 3.000. Urmare de o parte până când cea. Asta se rămână pe partea națională. Așa. S-a mai alocat, că a fost o scăpare, la 60.000 câini fără stăpân. Bun. Încă 60.000. Iar erau. Erau puși, dar nu erau adunați aici. Deci asta erau menționați în detaliu, la descriere, dar nu erau și sume alocate, 60.000. Ăștia 250.000. Nu, aici se certifică salariile. Apoi, s-a propus alocarea de fonduri pentru susținerea programului RABLA 2024 auto. 30.000. Nu am avut niciodată programul ăsta RABLA funcționat și de gândim că anul ăsta să-l punem oarecum pe căprării, să dăm drumul la... Foarte bine. La o Mai eliberăm domeniul public. Aici e vorba de certificate. Des, cred că cam așa funcționează. Sau locul pe localitate. Adică nu poți recicla oricât ți-ai dori. Sau locul pe localitate. Vedem câte alocări putem primi și noi și în funcție de asta să avem banii pregătiți să punem contribuția noastră alături de Ministerul Mediului. Mai sunt și pe domeniul public. Nu și solicitări de studii din partea oamenilor. Apoi, la protecția mediului, s-a propus din partea Visului, și cred că se va aproba o hotărâre de Consiliul Local, o cofinanțare din partea comunelor pentru susținerea proiectului Managementul Centralizat pentru Implementarea Instrumentului Economic plătește cât a... Ați aprobat, da? Și am alocat și suma. Am alocat 39.000, cât este în anexă. Sumele necesare pentru logistică, pentru tot ceea ce ține de sistem, de citire, de urmărire, de toate astea, de cum întreg echipamentul. Am o întrebare. Dacă tot, până să intrăm noi, pentru că noi nu avem povere pentru toată lumea și atunci putem să lăsăm o sumă mai mică, dacă să acoperim cealaltă investiții, când intrăm și noi în rândul oamenilor și încep să dea cititorii, sau cum se numesc, la cont de bani pentru fiecare, atunci putem să suplimentăm. Acum blocăm niște bani. Domnul, suma este mică, 39.000. Să zicem că noi avem 70% pubele, nu? Avem și aputerii, da, avem. Avem 70%, da, ar fi. În jur de 70%. Dacă luăm 70% din 39.000, înseamnă 28.000, rămân 11.000. Dar nu e așa. Dar nu, asta e. Nu cred că e. Domnul zice, la 39.000, cred că suma... Aici, din punct juridic, haideți să dăm mai departe. Nu, doamna secretară. Deci, dacă aș văzut suma aceea, este pentru pubelele care sunt date de avis. La momentul ăsta, pentru că se face o licitație la nivel de ADIS, pentru 1670 și nu știu câte pubele. Se face licitație pentru ce avem și asta e suma pentru care o avem. Da, data trecută în ședință, doamna secretară. Tot la fel s-a spus. Nu, s-a spus că până nu avem toate pubele, nu intrăm. Nu intrăm, asta este una, dar achiziția se face pentru tot. Pentru soft. Nu-i numai doar un codul ăla așa de ca tot. Sunt mai multe cititoare. Trebuie să fie un criteriu de participare. Și atunci criteriul de participare în funcție de cât de pubele ai alocate. Ai 1670 de pachete, adică alb, maroc cu negru, ăștia sunt banii cu care particip, da? Când vom primi și restul de pubele, probabil va trebui să suplimentăm. Da, dar eu am înțeles dimineața când am discutat cu doamna secretarului, banii sunt acoperiți pentru ce am suplimentat noi aici de la Consiliul Județean. Nu mai avem nevoie de alte resurse. Deocamdată nu. Dacă vor mai fi solicitări, vedem la momentul implementării. Dar și ca să-l implementăm, cred că e nevoie să avem puberele, nu? Adică pentru fiecare gospodărie. Haide, domnule. Păi, dar au intervenit acum, iarăși ați mai pus niște sume. Deci avem la investiții 490.000. Așa. Și la funcționare? La funcționare avem cofinanțarea 39.000, care n-a fost dat în calcul, programul RABLA 30.000, 5.000, reparații și înlocuiri conductului 30.000 și gata, 394. Și cei 50.000 la perioadă de ce? Aici ați încheiat? Nu, aia aia 60.000 o să iau din altă parte. Și la biserica catolică? Deci le-am cam... Dacă o cheam cu sărghirea... Catolică la o rectificare, întâi să-și facă hârtile. Nu mai revenim asupra aspectului, doamna Eurice, nu mai revenim aici. Rămân în studiu... Da, la o rectificare. Da, sigur. Nu mai revenim. Haideți să mergem mai departe. Nu mai revenim, dar știi, parcă te doare puțin. Am niște acuzare. Dacă nu începi, trebuie să depășim. Și nu înțelegi că nu poți la global să faci o... Nu-ți poate, chiar vorbim discuții. Chiar vorbim discuții. Dacă nu începi, nu poți la global și trebuie să faci strict pe obiectiv. Cu ceea ce vrei să faci, înseamnă că pierdem timp. Așa o să vină dumneavoastră solicitare, o vedem, o analizăm, o mai discutăm o dată în Consiliul Local, dacă nu este bună. O mai chemăm, dar spun, domnule, înțelege că trebuie să spui exact cumpăr var, cumpăr teatră, cumpăr alea, sau gama de lucrări care îl faci. Și încheiem discuția în care. Haideți să depășim. Haideți, doamna, să ne trecem la urmă. să mai iau de la salariu. Da, ca să punem la investiții și luna 10... Bun, dar ce mai aveți de acoperit? Ce mai fi de acoperit? La teren. Haide luăm de la salarii, exact cum spune domnul... Acum, sincer, la salarii cred că vorbim de sume de un... Cât avem aici la teren? 100 de mii, nu? Mai trebuie. Știți că ieri când discutam de partea de funcționare, ne întrebasem noi ce înseamnă cheltuieli de persoane. Și siguranța națională 191 de mii. Doamna zice că este în perspectivă să angajăm un aici. Încă un polițist. Deci, e corect, dar putem să luăm de acolo. Putem să luăm 2.600.000. Dar nu știu, să mă angajăm de curând, adică nu... Dar nu trebuie de acolo. Părerea mea că luăm de salarii. Părerea de salarii nu vizează. O să dea 100.000 de lei. Chiar nu cred că eu sunt care și nu putem acoperi. Nu, avem 50, mai trebuie 50. Nu, nu poate să nu trebuie să mici, doamna. Dacă mai angajăm un polițist, sper să fie un polițist care totuși să fie interesat de comun. Dar sincer, asta-mi doresc și eu chiar vă spun despre față. Domnul polițist, adică chiar absolut nimic. Și probabil iese la pensie, asta e și ideea. Unul mai tânăr, care se miște. Da, mai activ, nu chiar. Domnule, am și eu o întrebare, dacă nu suntem la capitolul respectiv, dar totuși mă lua de o... Aici, la GAL, văd o sumă din excedent, s-a dus 233.572 pentru achiziționarea unui excavator. Da. Suma asta cuprinde și datorii restante la ei? Nu. Dar avem restanțe la ei? Nu. Asta e suma pe care noi avem obligația la achiziționarea excavatorului să-l achităm. Suma pe care o vom primi înapoi de la... Ok, am înțeles, dar văd mai sus aici, ai 285, după aia ajungeți la 233, sau mai... Unde 233? La ce capitol? La repartizarea excedentului de la finele anului 2023. Sus în listă... Probabil doar 233 din excedent, diferența din ce previzionat pe 2024. Mai pune o diferență mică acolo, ca să iasă 280. O luat din excedent doar 233 pentru că am și-o completat din bugetul pe 20. Da, mulțumesc. Mai sunt intervenții? Nu, ar trebui să cine este pentru? Pentru... Doamne, dacă vreți să... Abține cineva? Abținere împotriva? Discutăm, mai sunt din discuții. Păi am întrebat, mai... Dar nu mi-ați răspuns. Păi da, am răspuns. Păi de asta, adică am întrebat. Asta, să votați, domnul președinte, ce facem aici? Păi de tot, dar am întrebat. Mai sunt discuții pe mare. Nu a spus nimic. Păi, dar mai sunt alea dragaze de discutat, mai des, o grămadă de discutat. Ești de asemenea discutat, da, este 150 de mii. S-au discutat doar modificări. Exact. Asta e înțeles. Eu am crezut că ne-am înțeles și am discutat că eram noi de acord. Asta a fost modificări. De postul iluminantul public. Bun, eu de gaze mi-s interesant. De gaze? Alea sunt instabile. Ce am discutat acum s-au discutat doar modificări. Restul a rămas? A rămas, da, corect. Trecem la proiectul numărul 11, privind stabilirea mandatului special al Consiliului Local. Mulțumim, domnul Nicolae. Da? Sunt discuții pe marginea proiectului? Nu? Cu ce? Delegarea la primar? La delegarea... Dar mai vrem și noi. Vină cu firma, să dragă. Ce e discuție? Da. Ce e? Haideți. A, de CRAB, am înțeles. Cine este pentru? Stările, că stările de aici, până asta primar. A, dar stările, n-am știu ce să dea. Ci și-o dată de la primar. N-am urmă. Nu, ce fel de aceea la sfântul de care v-am asta. O, stocaș, vă pot comunica că din informațiile pe care v-am, sunt voi înscriși la licitație, este în evaluare. Deocamdată, cred că cel mai devreme, pe luna aprilie, dacă se finalizează, e o licitație destul de mare, de grea, sumele destul de mari și doi constructori care s-au angajat în licitație. Eu zic că pare să fie bine. Licitație numai pentru comuna noastră sau pentru comunii? Încă una, e cu Francescu. da, e cu Băcescu. Dar avem subirea locale. Eu sper tare să avem sorți de izbândă de data asta. Și să reușim să ducem apa și în Creban, și în Sohodor, peste tot, pe unde stăm atât. Și picarea Onești, la primar. Și picarea Onești. Avem în plan, așa cum ați văzut, să mai canalizăm, să mai... rezolvăm și cu un puț mai vechi pe care îl avem din zonă pe aici, să vedem cum reușim să-l actualizăm, să-l punem în valoare. Și cred eu că investiția asta de la CRAB, dacă până în aprilie se termină cu evaluarea și avem un contract semnat, eu cred că se poate trece la treabă. Lucrările nu vor fi prea ușor de executat. E vorba de, cred eu, așa, nu neapărat din experiență, dar gândind la amploarea lucrărilor care vor fi executate, cred că o să ne întâlnim undeva la 2 ani de zile cu lucrări în Comuna Măgura. Are să fie un pic de disconfort, că-s lucrări, pe străzi, pe drumuri, pe... Da. Până la urmă, beneficiile sunt scopul mai important. Scopul e foarte important și atunci cred că merită să suportăm sau... Da, să ne adaptăm. Da. Nu, da? Da. Domnul Dolar, să intervenim. Ieri am discutat despre... A dus colegul meu vorbă, o parte din dealul mare de acolo, pe care au ieșit, sunt alimentați cu apă de la muzică locală. Și au fost de foarte multe ori probleme că dacă nu mai au apă, o să taie apă, dar asta este. Deci vă rog să ne gândim... Păi, nu știu, să oferi o soluție, nu? Să ne gândim de dealul mare. Da, dar am bugetat suma? Nu avem ce bugetat. Adică trebuie... E branșor și branșor. Domnului asta trebuie conduit, deci trebuie executat, săpat, proiectare. Astea sunt probleme care se rezolvă între UAT-uri. Urmea să iau legătura cu domnul primar de la Luiz, sau bă, ce spune și dumnealui. O să dea un termen. Da, cetățenii din locuitorii Comunii Măgura, din zona Metalbac, care au fost, care sunt actualmente branșați la rețeaua de Dumnezeu. Sunt abonați la plătesc apă, la localitatea respectivă. Nu sunt probleme și nu cred că au probleme. Cred că, sincer, trebuie să recunoaștem că mai multe probleme am avut noi. Cu sistemul de jos din Măgura, adică au avut ei acolo. Au zona colinară, apa e în cădere liberă, nu știu. Dar urmează să luăm o decizie în acest sens și să vedem ce e făcut. Dacă ne putem dezlepia acum de la mezi, dacă putem dezlepia, dacă nu, vedem ce e necesar de apă. Putem acoperi. Așa că trebuie reglat. Mai sunt intervenții? Da. Putem trece la votarea proiectul numărul 11. Cine este pentru? Doamna Citic? Pentru, pentru. Doamna Dascălescu, pentru. Abțineți? Pentru. Deci pare că... Trecem la următorul proiect. Privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2024 la Asociația GAL. Discuții? Eu aș avea discuții. Da? Poftim, doamna Vicea. Să întrebăm pe domnul primar, adică aș vrea să întreb pe domnul primar care e situația cu linie excavatorul. Cu buduie excavatorul așteptăm din clip în clip să fim chemați la semnat contract. Cred că e târziu sfârșitul lunii februarie. Cred că până în 20, cam așa, maxim 25 ar trebui să semnăm. După ultimele discuții pe care le-am... Și apoi se face achiziția. Și consultat. Și apoi se face... Semnăm contractul cu AFIER-ul la ea și după aia e imediat la achiziții. Nu e achiziții prea greoaie. Și eu sper tare să rezolvăm. Era neaprobarea taxii GAL. Influențează... Influențează, e obligatoriu să ai taxe plăti la zi când te apuci de ei. Cât mai e cotizația propriu-zisă? Atât. Poftim, nu-l pot. Nu intervenim așa, că nici nu pot. Foarte mulți colegi sau o parte dintre ei știu că sunt foarte mulți galuri în această țară. Eu cred că suma asta, cotizații care este una dintre cele mai mari cotizații care există în România. Adică... Dar sunt și rezultate. Da, sunt și tot. Deci sunt galuri care au mai multe rezultate, da? Ești care rezultate. Adică mi se pare, parcă știți cum, facem... Parcă facem... Mini excavator, excavatorul tot pic, da? Deci l-am plătit. Aproape l-am plătit. Adică la 30.000. Sunt două variante. Rămânem în gal sau și în egal. Adică cam asta e situația. La fel plătesc și cealaltă primărie. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu e un gal tocmai performant, dar cred că am avut discuția asta și datorită faptului că se află imediat toate localitățile, se află la periferia municipiului Bacău. E foarte greu pe agricol. Pământul e foarte fărămițat. Terenurile sunt foarte fărămițate. Fermierii nu știu dacă au unii mai mult de 100 sau 200 de hectare. Să fie interesat să, eu știu, să... Da. Să caute finanță. Pe Valea Mânturii altceva e adevărat. Și mai fermentate. Cotizația este mult mai mică și știți ce au făcut. Vorbim din creșterea animalelor, din altceva. Adică fiecare teritoriu are tiparul lui și specificitatea lui. Haideți, domnule, eu mă luțin partea nimănui, dar astea sunt două variante. Eștim sau rămânim? Situația este în felul următor. Din păcate, galul nostru are doar 7 UAT-uri. Având doar 7 UAT-uri, ei, ca și cheltuieli, un gal de 7 UAT-uri, cu galul, de exemplu, Colinele Tutovei, care are 21 de UAT-uri, au aceeași cheltuieli. Da, au cotizații de 5.000 de lei pe an. Dar aia au 5.000 de lei pe an de la 21 de primării. Ăștia, ca să poată să-și mențină cheltuielile cu funcționarea, au 30.000. Eu spun în felul următor. Din păcate, că am stat și am studiat și am analizat. Nu ne putem retrage, pierdem banii ăștia. Dacă în momentul eu am sunat săptămâna trecută la GAL și i-am întrebat cum s-a făcut cu strategia pentru perioada următoare. Ne-au zis că au depus strategia la București, la Ministerul Fondurilor Europene, pentru avizarea strategiei pentru perioada următoare. Vom vedea când va fi aprobată strategia și ce măsuri de finanțare vor intra pentru anii următori, pentru privat și public. Și în consecință, Consiliul Local, noi, următorii care vor fi, vor lua o hotărâre dacă vor mai merge după aia mai departe și le mai convine sau nu. În momentul de față, nu prea avem altă soluție decât să mergem, să putem, pentru că noi, dacă astăzi nu le aprobăm cotizația, noi suntem cu contractul de finanțare la semnat la AFIER. După ce se semnează contractul de finanțare, se face achiziția. Achiziția merge la avizare la GAL și de la GAL pleacă la AFIER. Dacă noi facem achiziția de utilaj și GAL-ul nu ne avizează și nu o trimite mai departe către AFIER, am rămas cu banii dați. De la noi, de la bugetul pierdut. Așa că, în momentul de față, nu avem situația decât să aprobăm și să vedem mai departe pe următoarea strategie, dacă oamenii, dacă au ținut cont, ei au avut întâlniri cu câțiva dintre colegii de aici, au fost la întâlnire, se știe ce măsuri s-au propus, vedem dacă au ținut cont și strategia este scrisă conform solicitărilor și nevoilor din pe raza celor 7 UAT-uri, dacă nu, căutăm și mergem pe la GAL. Și să ne vedem. Mulțumesc. Legat de ce au spus domnul Luis, că sunt 21 de comuni și plătesc 5.000 și noi suntem 7 și plătim 30.000. Păi dacă facem regula 3 simplă, ar trebui să plătim, chiar dacă cheltuielile sunt așa, 15.000. Nici de cum 30.000. Corect, celelalte UAT-uri au trecut angajați 4 ori în perioada asta, ca să nu avem cheltuieli prea mari. Au redus cheltuielile. Asta este adevărul. Celălalt galuri în perioada asta au mers cu 2 ori ca să-și dăduță din cheltuielile cu salarii. Ăsta e așa o făcut. Doamna Crețu. Nu e vorba despre GAL. Nu știu dacă s-au prins banii, a spus că vrem să achiziționăm o mătură din aceea ca să... Au rămas, da. Bun, haideți să trecem la următoarea proiectului. Cine este pentru? Abține. Doamna Păiceanu și cu domnul Tălat. Doamna Pascarescu? Mulțumesc, nu s-a auzit. Mulțumesc. Trecem la următorul... Să ne anunțe, doamnă, numărul de voturi. Da, trec cu proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. Trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 13 privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic, plătește pentru cât arunci, în area de delegare și la următorul 10 soma. Da, discuții? E același proiect care a fost data trecută, numai că s-a modificat structura articolelor, banii au rămas aceiași. Când s-a trimis modelul care se dorește, s-a făcut o eroare de acolo. De acolo erau și lei pe lună, dar după aia am văzut eu de unde erau. Deci ați văzut că a rămas ca și bani, anexa 2, care era la același, adică materialul și hotărârea și decizia GADIS e aceeași. Da. Numai că se împuternicește ADIS-ul să ia RFID-urile, domnul primar să voteze în funcție de votul dumneavoastră, iar banii sunt cei din... dinainte. Da. Numai că formularea este... Diferența care este? Întreptarea unor erori materiale. Pur și simplu eliminăm pe aia și votăm alta. O nouă formă. Dar noi ce ne dăm, doamna secretară? Da, am trimis. Unde se va face alocare de bani? Că n-a fost trecut contul de la CEC. Se acordă mandatul la ADIS pentru a cumpăra ei, face ei licitația pentru RFID-uri pentru toate comunele. Nu era trecut. Banii erau anexa 2, care este articolul 2, aliniatul 2. Erau trecuți, dar într-un articol separat. Acum este trecut ca anexa 2. Deci cam astea sunt diferențe. În plus, atât. Mandatarea ADIS-ului să cumpere RFID-urile. Deci, nu puteți face din capul nostru, e greu așa. Va trebui colabora cu suma. Discuții? Nu, da? Cine este pentru? Abțineri? Domnul Titi? Domnul Găscălescu? Da. Deci, bun, la diverse. Dacă sunt probleme ridicate, sunt probleme ridicate? Nu, mai e drag. Am mulțumit, domnul Găscălescu, pe licitație. Telefoane, informații cu las. Nu, colegii au zis că nu mai au discuții de asta. Dacă dumneavoastră aveți. Bun, gata, mulțumesc.